A revenit, fratele, cu un nou clip și, bă, ce să vedeți, zilele astea mi-a apărut clipul ăsta cu Super Nanny și este cel puțin șocant ce spune Super Nanny în reel-ul ăsta. Copil de 7 ani care a venit la școală cu tableta, pe atunci nu prea avea toată lumea tabletă și i-a spus un alt copil să-i o dea și lui să-i arate, să-l lase și pe el să o atingă. Și ăsta i-a cerut foarte prompt, da, dacă face sex oral cu el. Zis și făcut. S-a și întâmplat că i-a prins învățătoarea în toaletă. Ci că cerere și ofertă. Copilul a învățat bazele comerțului și ale societății capitaliste. Întrebarea mea totuși e ce naiba căuta profesora în baie, adică fix în momentul ăla, care erau șansele să-i prindă fix în momentul ăla? Și că întrebarea e de unde au învățat astfel de lucruri, de unde aud, unde văd. La 7 ani nici nu știam ce e la sex, abia așteptam să mă joc pe covor cu jucările sau să desenez. Da, pentru că nu aveai internet pe vremea aia, sau aveai, dar era mult mai greu să ai acces la internet pe vremea aia. În mare parte îți trebuia un calculator. Și un calculator era destul de scump, adică nu mulți părinți își permiteau să-ți cumpere ție calculator. Și real era cam singurul mod prin care puteai să ai acces la internet. Sau mă rog, mai exista și netcafe sau ceva, dar mă rog. În schimb, acum, bă, există telefoane, există tablete, internetul este extraordinar de ieftin și toată lumea are un telefon și o tabletă. Ești expus mult mai ușor la diverse lucruri de genul. Și că nu-mi vine să cred cum să-mi promus tableta. Absolut superb. Dar da, râdem, glumim, este cel puțin șocant dacă treaba asta s-a întâmplat pe bune. Adică e bună și tehnologia asta, doar că părinții joacă un rol foarte important în contextul ăsta. Și dacă e genul de părinte care pui aruncă tableta în mână copilului pe sistemul am și o treabă, vezi și tu de treaba ta, poftim tableta asta și nu-i verifici istoricul, nu vorbești cu el, nu vezi de ce e interesat și așa mai departe. Da, fix asta o să se întâmple, mai mult sau mai puțin. În altă ordine de idei, nu despre asta este vorba în clipul de astăzi, astăzi e mai pe chill așa, nu vreau să atingem subiecte din astea sensibile neapărat, vreau să râdem în schimb. Nu știu dacă știți pe băiatul ăsta Răzvan Danciu, tot apare în feed în ultima vreme și mulți prieteni îmi trimit reel-uri cu băiatul ăsta și mi se pare absolut fabulos ce face. Anxietatea socială se teme de băiatul ăsta pur și simplu, bă, eu n-aș putea să fac ce face băiatul ăsta, real. Se pune niște ipostaze din astea de ți se strânge așa carnea pe tine. E o cringioială din aia absolut fascinantă, dar amuzantă. În același timp, te doare pe interior, dar râzi. Îl știți cu siguranță pentru că pe views, bă, stă destul de bine omul meu, adică 334.000, 242, 787.000, 3.500.000 are omul meu un TikTok cu 3.500.000. Ia! Aveți niște papuci ca să nu pută picioarele în ei, că nu știu, numai de Adidas de ăștia în care put picioarele am, că dacă vin lângă dumneavoastră vă țineți de nas. Așa, papuci. Așa? Nu avem. De-aia mai parfumat să fie, să... Puta trandafir. Băi, absolut fascinant, bă. Voastră, nu știți ceva? Nu mă bag în seama. Adidas. Aceea se găsesc, sunt... Nu mă apropii că să nu fie pentru... Mercedes Adidas și sunt și căl speciale care se dă în Adidas, dar în Adidas de piele. De piele numai? Da, da. Deci nu de pânză sau de carton de aia? Păi de pânză bănuiesc că trebuie să-i speli, nu știu, branțul sau ceva. Ah, nu mai sunt papucii de altă dată, știți? Nu mai sunt papucii de altă dată, doamnă, nici roșiile nu mai au gust. Păi pe vremea mea roșiile aveau gust, le fac ăștia în laborator, nu se poate așa ceva, doamne, în ce lume trăim. E maxim de admirat totuși reacția doamnei, bă, s-a comportat extrem de profi în contextul ăsta, adică respect pentru doamnă. Deși, mă rog, acum când lucrezi în magazine din astea gen Zara, H&M și așa mai departe, cred că ai parte de niște experiențe, cred că ești un scutoate ale fiile. Ci că nu i-a vândut ca nu cumva să-i probeze. Vreau și eu să-mi fac pensie, se poate? Pensie, că m-am săturat de muncă. Dacă tot aud oameni din jurul meu că au pensie de 13-14 milioane și vreau și eu. Păi cum să vă fac eu? Păi ce, eu sunt mai prejos decât alții. N-am? Să faceți pensie trebuie să aveți ani într-un cu muncii. Păi eu muncesc 3 ore, 4 ore pe zi, mult, doamnă, să mă duc să întreb pentru pensie. Nu aveți unde să cereți, doamnă, fiindcă nu vă dă nimeni pensie la 20 de ani. No, asta da. Numai persoana cu care muncesc. No, asta da. No, asta e bună. No, am aflat și pe asta. Pensie nu se dă. Aici gata, s-o culmea oamenilor, nu dau pensie. Și mi se pare fascinant că nu l-apucă râsul, bă, în situațiile astea. Adică omul chiar și intră în rol, e foarte serios acolo. Și că foarte tare, acriturile de la ghișeu, niciun zâmbet. Și eu am boală și cred că toată lumea are boală pe babele alea de la ghișeu, bă, sau diferite instituții din astea, de le vezi efectiv că scârbite de viață. Așteaptă să moară. Îți răspund într-un sictir așa de zici, se uită pe tine de zici că ești ultimul om. Se întreabă, dar de ce dracu ai venit aici? Ai și tu treabă? De ce e treabă aici? N-ai treabă
treabă în altă parte? Ai venit ca să îmi faci mie capul, vrește. Lasă-mă, dracu, să-mi beau cafeaua liniștită. Ai venit repede, ai tu treabă aici la instituția vieții, ai treabă la poștă. Stai, dracu, acasă. Într-o scârbă din aia și nu neapărat în instituții sau ceva, inclusiv oameni, nu știu, mi s-a întâmplat recent să mă duc să-mi iau la un mini market. Din asta voiam să-mi iau un cafea, un cappuccino. Era un nene acolo, cred că un 60 de ani așa, era pe șpriț omul meu, adică era roșu la față, efectiv de la alcool, știți, genul ăla de oameni. Și m-am dus și eu, că bună ziua, bună ziua, aș dori și eu un cappuccino. Se uită omul meu, e aparat în spate, 5 lei, ții pahar de acolo, apăși pe buton, ți-l faci tu. L-am întrebat și eu pe om de zahăr, unde găsești un pliculeț de zahăr pentru cafea. S-a uitat omul meu, era, deschis sertarul și ai zahăr acolo. Și eu mă uitam așa în gândul meu, bă, de unde dracu să știu unde e zahărul? E prima oară când vin în jegul ăsta de magazin, în mini-marketul vieții. Dacă vrei să văd zahărul, pune-l dracu în fața mea, pune-l la vedere, nu-l pui în sertar și ești așa. Deschizi sertarul și vezi zahărul, dracu. Și poți să înțeleg că nu îți place jobul ăla, nu ai, ai probleme acasă, ai, dar n-ai cum, bă, să fii așa sectiric ca om. Ai băgat apa la grajd? Ai băgat-o? Păi dă și mie pe speaker să aud. Speaker. Ia pe tati, stai cu minte iapă că vin eu mai târziu. Uite și pe ăsta are șosete, are sandale cu șosete, mâncați-și gura ta. Nu a existat perioadă în viața asta în care a fost ok să porți șosete cu sandale. Ceva mai rău decât șosetele cu sandale nu există. Ai dat tu apă la cocet, la găini? Cum să-i dai tu cola? Tu ca aia în ăla castronul era cola, tu. Fai de capul meu, fai de capul meu, am ajuns să dea găini, cola la găini, domnule, nici țăranii nu găini la cola. Să nu vă mai zic și că iapa și-o scântit cior data trecută și încă nu-i în grajd, nu mi-a băgat un grajd. Să dai cola, știți ce e cola? E lichid. Dar cum să dai cola la găini, domnule? E lichid, cola e lichid, aflăm de la un nene care poartă. Stai că s-a schimbat. Bă, au dispărut șosetele cu sandale, bă, tată. Stai și un pic, nu e același nene? S-a simțit omul meu, ce a zis? Tu? Bă, gata, e timpul, a zis ăsta, s-a luat ăsta de mine cu freza asta determinat. Măcar atâta să fac și eu. Cola, tu, ca aia în ăla castronul era cola, tu. Fă-te un grajd. Să dai cola, știți ce e aia cola? E lichid. Da cola la găini, domnule. Bine că nu i-a dat suică. Bine că nu i-a dat suică. Bă, dar n-ai cum să te superi pe băiatul ăsta. Deci pur și simplu n-ai cum să te superi pe el. Mi se pare că o joacă atât de bine și îl ajută și fața și accentul. Mi se pare așa inofensiv. Adică n-ai cum să te superi pe el. Și că din cauza acestui video mi-am amintit motivul pentru care m-am despărțit de fostul. Că purta șosete cu sandale sau care e motivul? Asta mi se pare un motiv destul de bun. Adică de ce te desparți? Păi de asta. Purta șosete cu sandale și am zis, bă, nu se poate. Ia. Aveți parfum de la Dolce Banana? Dolce Gabbana. Nu, acolo, știu că le e scump. Ceva mai așa, să semene. Da. Nu, n-am. Ceva să pută mișto când ies din... Dar s-a dus omul meu efectiv la obor. Unde dracu? Un magazin la obor? Unde ai ajuns? Adică e ceva... Pare că toate parfumurile astea după aici sunt fake, adică... Știți unde pot găsi de astea care să fie... Aici, care să imite cumva... Brand normal că n-am nebunit și eu să dau 300 de lei să rămân 2 săptămâni fără mâncare. Să... Arăbești, îți plac? Da, că și chiloții de pe mine, de la Calvin Klejan. De la Georgia Mari aveți? 700, ia. Georgia Mari? Ia vezi, asta îți place, e la 90 de lei. Nu-ți place, nu? Nu, de la Luci ceva, nimic? Nu, nimic. Ok. Aveți... Super, bă, respect și pentru doamna asta, adică și-a făcut treaba, a fost profi și doamna asta, respect pentru doamnă. Că n-am un nebunit și eu să dau 300 de lei să rămân 2 săptămâni fără mâncare. În continuare există oameni care dau, preferă să dea, să rămână fără bani, dar să-și cumpere geaca aia de 10 milioane, știi? Mai bine hai să ne cumpărăm geantă de 50 de lei și să rămânem cu 10 milioane în geantă. Mi se pare o gândire mult mai sănătoasă. Hai să rămânem cu picioarele pe pământ, știi? Dacă nu-ți permiți ceva, nu trebuie să faci neapărat un efort să... și după aia să rămâi pe zero, ca să impresionezi oamenii. Tu ești? Te știu de pe TikTok. Băi, ți-am dat follow acum 2 ani. Nu pot să cred, ești prea amuzant. Ești foarte amuzant. Vai, ți-am dat și like odată. Like. Băi, putem să facem o poză, te rog frumos? Da. Așa, te rog. L-a convins și pe el că e faimos. Deci o să moară toți dușmanii de ciudău. Băi, de când te-ai apucat? Cum te-ai apucat de online? Bă, pur mea, eu nu fac TikTok.
Au, era tare să o țină, era tare să-i zică, bă, cam de un an fac treaba asta, merge bine, îmi place mult, se câștigă bine. YouTube am văzut ceva. Pe YouTube. Cum îți merge treaba? Bă, faci bani din asta? Bă, nu, nu fac, prea. Nu fac deloc. E, nu. Ba, tu faci, cum să nu? Eu te-am văzut. Eu chiar nu fac gen TikTok sau gen YouTube sau gen ceva. Hai, facem și un clip ca să le arăt la dușman, totuși că sunt aici. Uitați, dușmanilor, sunt aici cu preferatul meu de pe TikToace. TikToace. Eu sunt curios de o chestie, mi se pare că e filmat foarte de aproape. Băi, ți-am dat follow acum. Adică cameramanul era efectiv așa. Nu s-a prins și băiatul ăsta că e cineva de... Pe YouTube am văzut ceva. Cum îți merge treaba? Faci bani din asta? Cred că 4 din 5 oameni, când mă mai opresc și pe mine să așa, mă întreabă chestia asta. Mi se pare absolut fascinant. Și dați-mi voie să vă dezamăgesc, copii, dar dacă mergeți cu premiza asta, aveți chestia asta în cap, că o să faceți, vreți să vă apucați de treaba asta ca să faceți bani, nu o să faceți bani. Trebuie să vă placă, trebuie să fie o pasiune, pur și simplu trebuie să o simțiți. Ia, avem clipul ăsta 1,1 milioane. Un espresso americano. Zahăr aveți? E cât costă? Cât costă? Nu costă? Păi nu așa. Nu așa. De ce? Păi n-ați spus că nu costă nimic? De puțin, e doar pentru cafea. Cum? Bă, ce bun e. Și asta se poate asta? Nu, niciunul, nu e de vânzare, nu înțelegi? Păi ați spus că sunt, nu costă nimic. Îmi dați și o prăjitură dacă tot... Dar nu să îi mii toate piculețele. Credeam că pot, că mi-ați spus că nu costă nimic. Nu hai, costă că nimic. Pun înapoi. Poți să iau doar două? Da. Trei nu? Trei nu? Păi nu așa, nu așa. Eu sunt în căutare de loc de muncă. De... Aveți cumva nevoie de o persoană aici la magazin? Că am ajuns să mă trag și de la gură, vă zic sincer. Eu sunt un băiat foarte bun. Foarte muncitor, foarte silitor. Cel mai bine e să veniți mâine de dimineață că o găsiți pe șef așa. A, bine, că oricum mie nu-mi place. Ce voce caldă a avut femeia, bă. Veniți da, mâine o oră, nu mai mult, că nu-mi place să-mi ocup timpul toată ziua aici. Am înțeles, doar 2-3 ore, nu știu, habar n-am. Păi a zis o oră, nu 2-3. Bine. E visul meu cumva și am zis să încerc aici, că îmi place. Și că visul meu este să lucrez doar o jumătate de oră. Visul meu e doar să trec pe lângă servici. Asta este pește crud? Da, era și fai de capul meu. E pește crud. Nu e prăjit nici copt. Așa mă și da. Fai de capul meu cu pește crud, nu? De la băiatul ăsta e prăjit, nu peștele. Țăsuș, pește crud, eu nu fac solzi, nu? Cum fac peștii? Noi iau pește de la asta și puneți la congeladoră. Pornă să dai iată, nu zic că iau și fac pe loc. Aveți și ceva de prăjit, nu e doar foarte frumos. Da, bun, e. Vreți și dumneavoastră să vă dau? Eu nu, e ok. Da. A, da? M-am speriat că zic că noi murim, noi murim de la pește crud. Important este ca noi oamenii să nu fim cruzi între noi. Da. Să fim copți, știți, la minte. Eu când ajunge aici nu știi să mănâncă jolă, bă. Dar mare la vere. Corect. În viață mai bine ești prăjit decât crud, vorba aia. Și băiatul ăsta, v-am zis, pare puțin prăjit. Și că dragul de el nu s-a supărat deloc. Dar nici n-ai cum să te superi, mă, pe băiatul ăsta. O joacă atât de bine, atât de inofensiv, n-ai cum să te superi. Dacă era un alt băiat așa ceafălată, tatuaje, mai așa, mai mare, că băie, ia zi, cum e cu peștele ăsta? E proaspăt, ia să te fac sus de la el. Vrei să-ți bag o stângă? Dacă era așa, na, îți dai seama că urât, nu se face. Dar pe băiatul ăsta, în contextul ăsta, n-ai cum să te superi. Că le zice foarte inofensiv așa, adică contează foarte mult și cum le zici. Ieri, când naiba am fost? Am fost la Socului, am fost să-mi iau crispiuri de la Socului și le zicea într-un sictir, mâncava și gura voastră, bă, sunt atâția șaormari din ăștia, bă, de-au chef de caterincă. De caterincă din aia proastă, să mor eu, caterincă de aia de colțul blocului și le zic așa cu într-un sictir, dezvine să pleci. Era în fața mea un băiat și maioneza cu usturoi de la ăștia e roz așa. Și zice băiatul ăla că vreau și maioneză cu usturoi. Și ăsta cu caterincă, cu astea, cu mamă, păi dar nu vezi mă că sosul ăsta e roz? Vrei să spun sos de ăsta roz? Păi ăsta e pentru fete, mă, nu-i pentru tine. Zi, că spun altceva, dar nu sos de ăsta roz. Vai, omule, sper că nu a fost regizat și că nimic nu e regizat. Și sincer, pare că nu e regizat, adică e foarte greu să regizezi așa ceva. Bună ziua, nu vă supărați. Aveți fructul balaurului? Am văzut pe internet ăștia că dacă e o gură... Interneți ăștia. Bună ziua, interneți. Ce dacă faceți? Cealaltă parte? La plafar? Încercați la 9. Încercați la catena.
Bună ziua, m-a trimis domnul de la 11 la dumneavoastră pentru că mi-a spus că aveți fructul balaurului. Trebuie să scrie fructul balaurului pe el. Să scrie neapărat pe el că altfel nu e adevărat. Nu aveți? Atunci măcar semințe de balaur aveți aici? Nu vindeți semințe? Semințe de balaur. N-ați văzut pe internet de fructul ăsta? Să întreb mai în față? Salut, nu știu, aveți cumva aici fructul balaurului? Nu aveți? Bine. Cum? Cum? Nu fructul dragonului, fructul balaurului. Păi uite, mie nu văd nimic. Păi pe internet ți-a apărut acum pe TikTok. A căutat o treabă cu fructul balaurului, căci că dacă e o gură din chiar el, a căutat te fugeră în cap, dacă cu bani. Dar acum ai soare afară, nu cred că merge. Mulțumesc. Mi-ar plăcea să mă fulgere și pe mine cu bani în cap. Oare au căutat pe internet fructul balaurului? Chiar da, chiar au căutat. Bună seara, pot să intru? Da. Sunteți sigur că pot să intru? Adică? Pentru că eu nu am mașină. Așa. Trebuie neapărat mașină? Nu. Mi s-a făcut poftă de apă. Trebuie să cumpăr neapărat benzină? Nu. A intrat în benzinărie, super. A, bine, că oricum n-aveam ce să fac cu benzina, că la un moment dat doar maică mi-am apus să cumpăr benzină, că mi-a pus o picătură, 2, 3, 4, 5, nu mai multe, pe cap, că atunci eram plin de păduchi, vă zic sincer, plin. Poți să cumpăr și apă? Da. Dar n-are gust de benzină aici, că e în benzină. Nu, nu. Păi ce crezi? Poate. Nu cumpăr. Bine, s-a supărat femeia. La revedere, pa, pa, pupici. S-a supărat un pic femeia, s-a supărat, a zis, sau și-a dat seama, bă, ăsta mă ia la mișto, las-o încolo de treabă, du-te, ieși afară, ieși acasă. Anxietatea socială, v-am zis, se teme de băiatul ăsta. Bună ziua, nu vă supărați, dumneavoastră, tundeți pletele aici? Da. Până acum n-am mai fost în nicio tunzătoare de păr sau frizerie. Cum... Tunzătoare de păr! Să zicem ziua de azi, că până acum venea Gică, frizerul șmecherilor, la mine se știe să mă tundă, doar ca să merg să potcovească niște cai. Cât costă un tuns la dumneavoastră? 55. A, bine, că Gica îmi făcea un preț super bun, nu vă zic cât, că nu e frumos, 20 de lei. Atâta vă rog să nu mă sluțiți, vă rog frumos. De ce mi-a fost frică de aia n-am scăpat? Dumneavoastră aveți cumva și procedura de lipit înapoi? Nu. Nu puteți să-mi lipiți? Nu. Bine, oricum, îmi place, îmi stă bine. Mulțumesc. Asta aici, la sfârșit, vorbele astea au fost un pic trase de păr, dacă îmi permiteți o glumă. Și că plot twist, așa e, el în viața de zi cu zi nu joacă un rol. Bună ziua, nu vă supărați. De aici zboară avioanele? Da. Am o întrebare. Dacă eu am cumpărat un bilet online, bine, nu l-am cumpărat eu, că l-a cumpărat autorica lui Floarea, că avea datorie la mine. Ce trebuie face? Trebuie să cumpăr și fiți o întrebare. Dacă eu am cumpărat un bilet online, bine, nu l-am cumpărat eu, că l-a cumpărat autorica lui Floarea, că avea Turturica lui Floarea, lui ce? Trebuie la mine. Trebuie să-l cumpăr și fizic? Bine că nu mai aveam bani oricum. Și încă o întrebare. Avionul ăsta de-l iau eu acum, mă duce direct în fața casei? Mm-hmm. Unde mă duce? Deci la aeroport. Și de la aeroport trebuie să iau... Trebuie să-ți iei un taxi, un taxi. Dacă ai cu cineva, sun și vine și te ia. Bună seara. Nu vă supărați. E sigur că nu cade avionul, nu? Dacă ar fi sigur, de ce ne arată cu centura asta? Deci nu e sigur că aterizăm bine. Dar pe noi are pile nețină în zbor, nu? Ce? Are pile nețină în zbor, nu? Dacă avionul nu dă din aripi, cum face să zboară? Aplaudat toți. Dar bine pe întrebări, mi-a plăcut foarte mult. Mai ales asta, dacă avionul nu dă din aripi, de ce zboară? O întrebare legit, o întrebare foarte bună. Yeah. Aici sunt la schimbare de bani. Se pot schimba și lei în euroi. Lei în euroi, na bun. Pot să schimb și eu 50 de lei în 500 de euro. 50 de lei în 500 de euro. Că dacă avea euro, îi schimba. Nu înțelegem, nu am euro. Atunci 50 de lei în 500 de lei. Dacă nu e euro, măcar în lei. Că vă zic sincer că am rămas fără curent acasă, ăștia mi-au tăiat curentul. Mi-a zis că sunt la schimbare de bani aici. De ce nu se poate? No, asta da, asta e bună. Mi-a venit și eu speția aia, îi țin cu lanterna în mână să mâncăm, nu știu. La altă schimbătoare de bani se poate? Schimbătoare de bani. Dar măcar în 100 de lei, nu? Și totuși, cum să mergi la un exchange din ăsta și să n-aibă oameni euro? Bună seara. Da. Vindeți flori de care aveți? Vino cu ce să te rog. Bine. Vreau 7 trandafiri roșii.
Așa sau așa? Așa, vreau 7 trandafiri. Are date omul meu. Da, trebuie să plătesc trandafirii ăștia? Da, sper mai puțin să-ți iau valet, da? De ce spuneți asta? Tu nu ești român? Nu. Nu ai cash? Nu am cash. Săracul, mă, pare că a scăpat de la nouă. A scăpat de la Arkham, ceva. Dar de ce m-ați întrebat unde stau? Cu cardul? Da. A mers? Da. Da? Mulțumesc, o seară faină, o seară faină. Pa, pa. Bună seara. Eu vreau să știu cu ea da trandafirii. Deci, că dar de ce mă întrebi asta? Oare joacă un rol? Sau așa e el? Vai, doamna Geta, dumneavoastră sunteți? Nu sunt eu. Nu sunteți doamna Geta? Doamna Geta, ce-ați întinerit? Dar nu sunt doamna Geta. Cum nu sunt? Eu nu vă mai amintiți dumneavoastră de mine. Eu sunt băiatul ăla de vașteaz atunci cu butoiul ăla de brânză. De vă zic că mă doare și amușarele. Săraca s-a panicat doamna Geta, care nu-i doamna Geta, s-a panicat un pic, a ajutat-o cu butoiul de brânză. Băi, băiatule, nu m-ai ajutat cu niciun butoi de brânză, lasă-mă în pace, pleacă de aici, ciudatule. Vai, dar semănați leit cu doamna Geta. Vai, domnul Nicu, nu sunteți domnul Nicu? Nu sunteți domnul Nicu, vai. Care Nicu? Ăla Micu? Doamna Geta. Doamna Geta. Doamna Viorica. Ce permanent în cap frumos aveți, doamnă. Când zici doamna Geta, eu îmi imaginez o femeie roșcată așa, tunsă scurt, cumva, permanent în cap. Cine e nepotul dumneavoastră? Nicu? E Darius Ștefan. Darius Ștefan. Cred că știu și pe Darius Ștefan, știu. Vai, doamna Geta. Am făcut niște combinații mai de mult, m-a ajutat, mi-a adus o mașină din Germania, chestie, niște combinații, doamnă. Darius Ștefan, te salutăm, Darius Ștefan. De unde știi, mă, pe Darius Ștefan? Bună ziua, vin aici la recomandarea lui Gigel din Focșan, că mi-a zis că aveți o pastilă care să mă facă invizibil, că vă zic sincer că sunt plin de datorii și nu mai vreau să văd să mă cât de bun la care am datorii. Biciclistul invizibil lovește din nou. Cer bani, nu se și dau înapoi, că eu n-am tâmpit la tâmplă să dau bani înapoi. Aveți așa ceva? Sau mă mințit, domnul? N-aveți pasire? Bine, s-a. Nu trebuie cu pasirea, dar atunci mă puteți împrumuta cu 20 de lei până luni? Până luni, nu mai mult. N-aveți? Faoleu, pe la cine să mai cer atunci, știți? Un patron, la patronul aici? Bine. Bine, mulțumesc. Pa, 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 pa. Deci nu există pastilă pentru invizibil. Bine, mulțumesc, pa, pa. Te-am mințit, mă, bă, mulțumesc, există, mă. Efectiv, ci că, bă, vere, mie rușine să ies să duc gunoiul. Pe bune, jur. Prețul în față, uitați-l aici. Vai de capul meu, 5 lei s-a făcut merdeneaua? Aole. Când eram mic cu... Asta a fost un pic așa, aole. Atât de sărac ești, mă, trăiască familia ta, n-ai 5 lei? Dă, te drecu de fraier. Al drecu prost. Cu 5 bani cumpăram tot magazinul. Și eu când eram mică... S-a scumpit, doamnă, s-a scumpit toate. Negresa cât e? Numai 6 lei? Negresa. Mi-am uitat și... Ieftină. Nu, da, aia... Bă, ce-mi place. Câteodată era mai scumpă. Oricum, aveam doar 100 de lei la mine, nu puteam să-mi permit multe. Oricum, doamnă, nu știu dacă și dumneavoastră aveți problema asta. Nu mai ies din casă... Nu mai ies din casă fără să cheltuiesc... un leu. Zici că nu mai trăiești în România, zici că ești în Bulgaria. Nu vă supărați. A făcut-o pe comparație, dacă e. Adevărul e că, pe bune, ieși din casă, s-a dus milionul. Și chiar dacă nu ieși din casă, nu știu, mai te mai apuc o poftă, mai vrei să mănânci tu o pizza, mai tot e greu să nu... Ia. Și că am mers la sală să întreb dacă după o oră de tras de fiare poți să arăt ca Dorian Popa. După o oră de tras de fiare și câteva injecții se poate. Deci, mă rog, chiar dacă baci steroizi sau chestii, tot trebuie să depui efort, adică nu e ca și cum baci steroizi și gata. Nu vă supărați. Aici se trage de fiare ca să faci mușchi mari? Uitați, eu am o problemă. Oricât de mulți mușchi aș mânca, că e de capră, că e de oaie, că e de vită, numai nu se prinde mine. Am văzut pe internetii ăștia că există un băiat, nu știu dacă îl știți, Dorian Popa, care trage de un cablu așa și are mușchi mari. Dacă dumneavoastră îmi puteți garanta mie că eu, dacă trag de cablu ăla o oră, bine, jumătate de oră, mai mult, o oră și două minute. O oră și două minute. Eu vin aici la sală și îmi fac abonament. Îmi puteți garanta asta? Nu. De ce? Corect.
cinstit omul. Bine, atunci o să merg la altă sală. Mulțumesc, pa, pa. A pierdut un client. Vedeți, mă, dacă îi promitea treaba asta, îl avea de client. Dacă nu i-a promis treaba asta, nu mai are de client. E ca la femei. Trebuie să le promiți, trebuie să le faci să viseze. Dacă nu le faci să viseze, nu le mai ai. Unii oameni trebuie mințiți în față, aparent, că dacă nu pleacă... Răzvan de la țară, da. Răzvan de la țară. Mamă, asta, să spui direct numele ăsta pe bol sau pe astea. Răzvan de la țară. Cum te cheamă? Răzvan de la țară. Cred că am o problemă la urechea stângă. Eu nu sunt din București, eu sunt de la țară, de la mine. Dar vă zic sincer că așa haos ca aici n-am văzut în viața mea. Eu știu ce cred bucureștenii despre mine, că sunt țăran, că vin de la țară, dar parcă eu tot... Eu nu sunt. Pe mine m-au învățat părinții mei să respect oamenii, oricum ar fi. Lucru mare e omenia, mai de preț ca bogăția. Ce bun e! Să vorbesc. Nu pot să tac. Nu pot să tac din gură. Eu? Zodia Leoi. Cât e cursa? Zodia Leoi. 21-37. Mamă, dar l-a întrebat șoferul de Uber ce zodie e. Prima oară în viața mea când aud că întreabă un bărbat, alt bărbat, ce zodie ești. 37 împărțit la 3, 7-le e deci. Vine. 7-le e cursa. Da? 7-le e, da. Numai că sunteți 2 care trebuie să plătiți. Suntem 3. Eu, ea și dumneavoastră. Da. 21 împărțit la 3 e 7. Aolea, dacă nu și-a luat bani de pe vreo aplicație din asta, mare minune. Bă, mie rușine să întreb, am zis un om cât e ceasul pe stradă, sunteți nebun la cap. Și ăsta a vrut să împartă cursa și cu șoferul inclusiv. Sper că am râs, ne-am simțit bine, eu cu siguranță am râs, m-am simțit bine. Sper că și voi. Și cam atât. Ne auzim data viitoare.